Narcise, lalele, multicolore, liliac, ghiocei și nu numai. Sunt flori care strălucesc în soarele după amiezii de aprilie. Deasupra sunt crenguțe de flori albe care te fac să te simți ca într-un paradis al culorilor. Parfumurile ușoare de primăvară ne înconjoară. Ne aflăm într-o grădină din Medgidia, unde patru doamne au transformat petecul verde din fața blocului într-un spațiu de relaxare deosebit. Ideea a venit din partea locatarilor, de fapt acestor 3-4 familii care suntem aici, că în momentul când scoatem capul pe geam afară sau ieșim din curtea noastră, să ne fie drag atunci când intrăm sau ieșim din fața blocului. Oricine trece pe aici și vede grădina, își descrețește un pic fruntea în drum spre casă sau spre serviciu. Totodată se vede și gardul viu, care se află însă într-o stare jalnică. Înlocuirea sa ar fi singura dorință a acestor gospodine, însă nimeni nu pare să le întindă o mână de ajutor. De un gard viu, neapărat. De un gard viu. La blocul 30 urmează, dacă timpul ne va permite, săptămâna asta, dacă nu, în foarte scurt timp vom planta gard viu acolo. Munca și dăruirea acestor doamne ar trebui să reprezinte un model demn de urmat. Sunt persoane care nu au mai așteptat ca autoritățile să le înfrumusețeze cartierul. Au săpat pământul, au cumpărat bulbi, semințe și alte obiecte folositoare. Așa se face că în fața multor blocuri au apărut spații verzi încântătoare.